Soacra cu trei nurori, de Ion Creangă. Era odată o babă care avea trei feciori înalți ca niște brazi și tari de virtute, dar slab de minte. O răzeșie destul de mare, casa bătrânească cu toată pojijia ei, o vie cu livadă frumoasă, vite și multe păsări alcătuiau gospodăria babei. Pe lângă acestea, mai avea strânse și părăluțe albe pentru zile negre, căci lega paraua cu 10 noduri și tremura după ban. Pentru a nu răzleți feciorii de pe lângă sine, mai dură încă 2 case alăturea, una la dreapta și alta de-a stânga celei bătrânești. Dar tot atunci, luă hotărâre nestrămutată, a ținea feciorii și viitoarele nurori pe lângă sine, în casa bătrânească, și a nu o rândui nimic pentru împărțeală până aproape de moartea sa. Așa a făcut. Și râdea inima babei de bucurie când gândea numai cât de fericită are să fie, ajutată de feciori și mângâiată de viitoarele nurori. Ba de multe ori zicea în sine, voi privighea nurorile, lui pune la lucru, lui struni și nu lui lăsa nici pas a ieși din casă, în lipsa feciorilor mei. Soacră mea, fie-i țărâna ușoară, așa a făcut cu mine. Și bărbatul meu, Dumnezeu să-mi ierte, nu s-a putut plânge că l-am înșelat sau am risipit casa, deși câteodată erau bănuieli și mă probozea, dar acum s-au trecut toate. Toți trei feciorii babei umblau în cărăușie și câștigau mulți bani. Celui mai mare îi venea vremea de însurat. Și baba, simțind asta, umbla val vârtej să-i găsească mireasă. Și în 5 sate abia putu nimeri una după placul ei. Nu prea tânără, înaltă și uscățivă, însă robace și supusă. Feciorul nu ieși din hotărârea maică-sei, nunta se făcu și baba își luă cămașa de soacră, ba încă netăiată la gât, care însemnează că soacra nu trebuie să fie cu gura mare, și să tot cârtească de toate cele. După ce s-a sfârșit nunta, feciorii s-au dus în treaba lor, iar nora rămase cu soacra. Chiar în acea zi către seară, baba începu să pună la cale viața nurorii săi. Pentru babă, sita nouă nu mai avea loc în cui. De ce mi-am făcut clește? Ca să mă ard, zicea ea. Apoi se suie în pod și coboară de acolo un știubei cu pene rămase tocmai de la răposoata soacră sa, niște chite de cânepă și vreo 2 din merlii de păsat. Iată ce am gândit eu, noro, că poți lucra nopțile. Piua e în căsoaia de alăturea, fusele în oboroc sub pat, iar furca după horn. Când te-ai săturat de strujit pene, vei pisa mălai. Și când a venit bărbatul tu de la drum, vom face plachie cu costițe de porc de cele afumate din pot și, Doamne, bine, vom mânca. Acum, deodată, până te-ai mai odihni, ia furca în brâu și până mâine dimineață să gătești fuioarele acestea de tors, penele de strujit și mălaiul de pisat. Eu mă las puțin că mi-a trecut ciolan peste ciolan cu nunta voastră, dar tu să știi că eu dorm iepurește, și pe lângă iști 2 ochi mai am unul la ceafă, care șede pururea deschis și cu care văd și noaptea și ziua tot ce face prin casă. Ai înțeles ce ți-am spus? Da, mămucă, mai ceva de mâncare. De mâncare? O ceapă, un usturoi și o bucată de mămăligă rece din poliță sunt destul pentru o nevastă tânără ca tine. Lapte, brânză, unt și ouă de-am putea sclipui să ducem în târg ca să facem ceva parale, căci casa s-a mai îngreuiat cu un mâncău și eu nu vreau să-mi pierd comândul. Apoi, când în seară, baba se culcă în pat cu fața la perete ca să nu o supere lumina de la opaiț, mai dând a înțelege nurorii să care să o privegheze, dar somnul o cuprinse îndată și habar n-avea de ce face nora sa. Pe când soacra horăia, dormind dusă, blajina noră migăia prin casă, acuși la strujit pene, acuși îmbăla tortul, acuși pisa mălaiul și îl vântura de buc. Și dacă Enachii se punea pe genei,
Ea îndată lua apă rece și spăla fața, ca nu cumva să o vadă nedormita soacră și să-i bănuiască. Așa se munci biata noră până după miezul nopții, dar despre ziua somnul o doborâ și a dormit și ea între pene, caiere, fusele cu tort și bucul de mălai. Baba, care se culcase odată cu găinile, se sculă cu noaptea în cap și începu a trânti și a plezni prin casă, încât biata noră, care de-abia ațipise de voie de nevoie, trebuie să scoale, să sărute mâna mamei soacre și să-i arate ce a lucrat. Încet, încet, nora s-a dat la brazdă și baba era mulțumită cu alegerea ce a făcut. Peste câteva zile cărăușii sosesc și tânăra nevastă, văzându-și bărbățelul, mai uită din cele necazuri. Nu trece mult și baba pune la cale și pe feciorul cel mijlociu și își ia un suflet de noră în tocmai după chipul și asemănarea celei din tâi, cu deosebire numai că aceasta era mai în vârstă și ceva încrucișată, dar foc de harnică. După nuntă, feciorii se duc iarăși în cărăușie și nurorile rămân iar cu soacra acasă. După obicei, ea le dă de lucru cu măsură și cum înserează se culcă, spunând nurorilor să fie harnice și dându-le de grijă ca nu cumva să adoarmă, că le vede ochiul cel neadormit. Nora cea mai mare tălmăcia pe celeilalte despre ochiul soacră-sei cel tot văzător și așa, una pe alta, se îndemnau la treabă și lucrul ieșea gârlă din mâinile lor, iar soacra huzurea de bine. Dar binele, câteodată, așteaptă și rău. Nu o trece tocmai mult și vine vremea de însurat și feciorului celui mic. Baba însă voia cu orice chip să aibă o troiță nedespățită de surori, de aceea și chitise una de mai înainte. Dar nu-i totdeauna cum se chitește, ci și cum se nimerește. Într-o bună dimineață, feciorul mamei îi și aduse o noră pe cuptor. Baba se scarmănă pe cap, dă la deal, dă la vale, dar n-are ce face și de voie de nevoie nunta s-a făcut și pace bună. După nuntă, bărbații din nou se duc la treaba lor și nurorile rămân iar cu soacra acasă. Baba iarăși le dă de lucru cu măsură și cum vine seara, se culcă după obicei. Cele două surori, văzând pe cea mai tânără codindu-se la treabă, îi zic: dar nu te tot codi că mămuca ne vede? Cum? Eu o văd că doarme. Ce fel de treabă e aceasta? Noi să lucrăm și ea să doarmă. Nu căuta că horăiește, zise cea mijlocie, mămuca are la ceafă un ochi neadormit cu care vede tot ce facem. Și apoi tu nu știi cine-i mămuca, n-ai mâncat niciodată moarea ei. La ceafă? Vede toate, n-am mâncat moarea ei? Bine că mi-am adus aminte, dar ce mâncăm noi fetelor, hăi? Ia răbdări prăjite, dragă cumnățică, iar dacă ești flămândă, ia și tu o bucată de mămăligă din colțar și cu niște ceapă și mănâncă. Ceapă cu mămăligă? Dar apoi neam de neamul meu n-am mâncat așa bucate. Dar slănină nu-i în pod? Unt nu-i? Ouă nu sunt? Ba, sunt de toate, ziseră cele două, dar sunt ale mămucăi. Eu cred că tot ce e a mămucăi e și al nostru și ce e al nostru e și al ei. Fetelor, hăi, s-a trecut de șagă. Voi lucrați, că eu mă duc să pregătesc ceva de-a mâncării, știi, cu alea, ceva mai omenește. Și acuși vă chem și pe voi. Doamne, ce vorbă ți-a ieșit din gură, ziseră cele două. Vrei să ne aprindem paie în cap, să ne zvârle baba pe drum? Las, dacă va durea capul. Când va întreba pe voi, să dați vina pe mine și să lăsați că vorbesc eu pentru toate. Apoi, dar, da, fă cum știi. Numai să nu ne bagi și pe noi în belea. Hai, fetelor, tăceți, gura vă meargă că nu-i pacea bună. Și mi-i dragă gâlceava și iese cântând. Vai, săracul omul prost, bun odor la casa a fost. Nu trece niciun ceas la mijloc și un cuptor de plăcinte, câțiva pui pârpăliți în frigare și prăjiți în unt, o străchinoaie de brânză cu smântână și mămăliguța erau gata. Apoi iute cheamă și pe celelalte două în bordei și se pun la masă cu toatele. Hai, fetelor, mâncați bine și pe Domnul lăudați,
că eu mă repet în cramă și aduc și un cofăiel de vin ca să meargă plăcintele acestea mai bine pe gât. După ce au mâncat și au băut bine, le-a venit a cânta carusului din gura gârliciului. Soacră, soacră, poamă acră, de te-ai coace, cât te-ai coace, dulce, tot nu te-ai mai face. De te-ai coace toată toamna, ești mai acră decât coarna. De te-ai coace un an și o vară, tot ești acră și amară. Ieși afară ca o pară, intri în casă ca o coasă, șezi în unghi ca o înjunghi. Și-au mâncat, și-au băut, și-au cântat, până au adormit cu toatele pe loc. Când se scoală baba în zori de zi, ia nurorile dacă ai de unde. Iese afară speriată, dă încolo, dă pe dincolo și când intră în bordei, ce să vadă? Bietele nurori jeleau pe soacră sa, pene împrăștiate pe jos, frământuri blide aruncate în toate părțile, cofăielul de vin răsturnat, ticăloșie mare. Dar ce e acolo?" strigă baba înspăimântată. Nurorile atunci s-ar arse în picioare și cele mai mari încep a tremura de frică, cum e varga, și lasă capul în jos de rușine, iar cea cu pricina răspunde: Dar bine, mămucă, nu știi că au venit tătuca și cu mămuca și le-am făcut de mâncare și le-am scos un cofăiel de vin și de aceea ne-am chefăluit și noi o leacă. Iaca, chiar mai dinioarea s-au dus. Și m-au văzut cu uscri cum dormeam. Da, păi, cum să nu te vadă, mămucă? Și apoi, de ce nu m-a sculat? Mânca varciuma să vă mănânce. Da, păi, dă, mămucă, fetele acestea au zis că dumneata vezi tot. Și de aceea am gândit că ești mânioasă pe tătuca și pe mămuca de nu te scoli. Și erau așa de mâhniți, de mai nu le-a tignit mâncarea. Ei, lasă, ticăloaselor, că vă voi dobzăla eu de acum înainte. Și de atunci nurorile n-au mai avut zi bună în casă cu baba. Când își aducea ea aminte de puicile cele nadolence și boghete, de vinișorul din cramă, de risipa ce s-a făcut cu munca ei și că au văzut-o cu scri dormind așa lăfăiată cum era, crăpadă ciudă și rodea în nurori cum roade cariul în lemn. Se lehămetiseră până și cele două de gura ce avea babei și cea mai tânără găsi acum prilej să-i facă pe obraz și să o rânduiască totodată și moștenirea babei prin o diată nemaipomenită până atunci și iată cum. Cumnatelor, zise ea într-o zi, când se aflau singure în vie, nu putem trăi în casa aceasta de nou, face toate chipurile să scăpăm de hârca de babă. Ei, cum? Să vedeți și să faceți cum voi învăța eu. Și habar să n-aveți. Ce să facem?" întrebă cea mai mare. Ia, să dăm buzna în casă la babă și tu să o iei de cânepa dracului și să o trăznești cu capul de peretele cel despre răsărit cât ai putea. Tot așa să faci și tu cu capul babei de peretele cel despre apus. Și apoi, ce îi mai face și eu, veți vedea voi." Da, păi când or veni ai noștri?" Atunci voi o să faceți pe moartele în păpușoi să nu spuneți nici laie, nici bălaie. Voi vorbi eu și cu dânsii și las dacă va fi ceva. Se înduplecară și cele două intrară cu toatele în casă, luară pe babă de păr și o izbiră cu capul de pereți până îl dogiră. Apoi cea mai tânără, fiind mai șugubață decât cele două, trântește baba în mijlocul casei și o frământă cu picioarele și o ghigosește ca pe dânsa. Apoi scoate limba afară, i-o străpunge cu acu și o presură cu sare și cu piper, așa că limba îndată se umflă și biata soacră nu mai putu zice nici cârc și slabă și stâlcită cum era, căzu la pat bolnavă de moarte. Apoi nurorile, după sfătuirea celei cu pricina, așezară baba într-un așternut curat ca să-și mai aducă aminte de când era mireasă și după aceasta începură a scoate din lada babei valuri de pânză, aș da ghiont una alteia și a vorbit despre stârlici, toiag, năsălie, poduri, paraua din mâna mortului, despre găinile oroaia de dat peste groapă, despre strigoi și câte alte năzdrăvănii înfiorătoare, încât numai acestea erau de ajuns, ba și de întrecut, să o vâre în groapă pe biata babă. Iar fericirea visată de mai înainte, cum s-a împlinit? Pe când se petreceau acestea, iată că s-aud scârțâind carele.
Bărbații veneau, nevestele lor le ies într-o întâmpinare și după sfătuirea celei mai tinere, de la poartă se aruncă de gâtul bărbaților și încep: ai luat cu vorba și ai desmierdat care de care mai măgulitor. Dar ce face mămuca? Întrebară cu toții deodată când dejugau boii. Mămuca, le luă cea mai tânără vorba din gură, mămuca nu face bine ce face. Are de gând să ne lase sănătate, sărmană. Cum? Ziseră bărbații înspăimântați, scăpând resteele din mână. Cum? Ia, sunt vreo 5-6 zile de când a fost să ducă viței la suhat. Și un vânt rău pe semne a dat peste dânsa, sărmana. Ielele i-au luat gura și picioarele. Fiii se repede atunci cu toții în casă la patul mânesa. Dar biata babă era umflată cât o butie și nu putea nici măcar a blești din gură. Simțirea însă nu și-o pierduse de tot. Și văzându-i, își mișcă puțin mâna și arătă la nora cea mare și la peretele despre răsărit. Apoi arătă pe cea mijlocie și peretele despre apus. Pe urmă pe cea mai tânără și jos în mijlocul casei. După aceea, de-abia putu aduce puțin mâna spre gură și îndată căzu într-un leșin grozav. Toți plângeau și nu se puteau dumeri despre semnele ce face mama lor. Atunci nora cea tânără zise, prefăcându-se că plânge și ea: dar nu înțelege ce vrea mămuca. Nu, ziseră ei, biata mămuca lasă cu limbă de moarte că fratele cel mare să ia locul și casa despre răsărit, cel mijlociu cea despre apus, iar noi ca mezin ce suntem să rămânem aici, în casa bătrânească. Că bine mai zici tu, nevastă, răspunse bărbatul său. Atunci ceilalți, nemai având încotro șovăi, diata rămase bună făcută. Baba muri chiar în acea zi și nurorile, despletite, o boceau de vuia satul. Apoi, peste 2 zile, o îngropară cu cinste mare și toate femeile din sat și de prin meleagurile vecine vorbeau despre soacra cu 3 nurori și ziceau: ferice de dânsa că a murit, că știu că are cine o boci.